Bună seara din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Este bucuria mea ca pe această cale să ne întâlnim din nou cu dumneavoastră, cei care ne urmăriți, să discutăm teme interesante, cum este și tema din seara aceasta despre membralitate. Un creștin vizitator al bisericilor sau un creștin care se angajează, care se implică în mod activ, aparține unei biserici, unei biserici locale. În seara aceasta sunt bucuros ca să port acest dialog cu pastorul Iosua Faur. Iosua, bine ai venit la această emisiune. Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur să fiu împreună cu voi și să discutăm o temă care este importantă și de actualitate pentru noi ca și aparținători ai bisericii. Iosua este pastor la Biserica Sfânta Treime din Brăila și este căsătorit. Dumnezeu l-a binecuvântat cu o familie și ar vrea să-l întreb pe Iosua câteva lucruri care ai putea să ni le spui despre de actualitate, despre viața ta și familia ta, slujirea pe care o faci. Da, am 31 de ani, sunt căsătorit cu Cristiana, avem 3 copii minunați, pe Abel, pe Gloria și pe Amaya. Suntem în Brăila de 8 ani de zile, slujim în Biserica Baptistă Sfânta Treime și ne bucurăm de modul în care Dumnezeu ne-a așezat aici și ne-a înconjurat cu oameni minunați, chiar dacă pământul este destul de arid aici și lucrarea necesită mult efort, ne bucurăm de harul pe care Dumnezeu îl lasă în mijlocul nostru. Sunt pasionat de teologie, bineînțeles, de istorie. Am terminat Institutul Teologic Baptist din București. Acolo am făcut și masterul și în prezent sunt doctorand. Iar specialitatea, direcția pe care o am este cea legată de viața bisericii, eclesiologie și tot ceea ce ține de dinamica unei biserici locale. Cu alte cuvinte, ești iubitor de biserică, pentru că așa face Hristos când pune dragostea de Dumnezeu în inimile noastre. Este imposibil să nu dobândești și dragostea față de frați, față de comunitatea celor credincioși, și această iubire te-a împins și spre studiu aprofundat al subiectului despre biserică. Cu siguranță cineva ar putea să spună, dar ce ne interesează pe noi membralitatea sau membru? Ești membru, nu ești membru, dar ce importanță are lucrul acesta? De ce crezi că e important să discutăm despre subiectul membralității într-o lume care are tot felul de idei cu privire la apartenența sau neapartenența la o confesiune creștină, la o biserică? Discuția despre membralitate e necesară, mai ales într-o cultură caracterizată de creștini nominali, ca cea din România, atât la nivel general, cât și în cercul nostru evanghelic. Până la urmă, când vorbim de membralitate, vorbim despre cine este biserica ta. Membrii prezenți, nu doar cei scriși pe o hârtie. Miza când vorbim despre membralitate este până la urmă, iau un aspect foarte practic, pe cine lași să ia cina Domnului. Important aspectul acesta, pentru că dacă spunem oricui că este ok să participe la cina Domnului, le punem în pericol conștientizarea corectă a stărilor înaintea lui Dumnezeu. Există apoi ispita de a te mândri cu un număr mare de membri. Și atunci registrele membrale, în ele nu se face curățenie, ai oameni care nu participă, care s-au îndepărtat, care sunt încă ținuți și considerați membri, iar realitatea din teren nu mai are nicio legătură cu ce este scris pe hârtie. Și lucrul acesta produce confuzie în mintea celor pe care îi numești membri, dar produce confuzie și în mintea celor care ne privesc pe noi ca și biserică. Și mă mai gândesc la un lucru. Mai este un curent care bate tot mai puternic în România, iar noi românii suntem tare sensibili la curent, ne trage ușor curentul. Îmi aduc aminte că eram în seminar când a apărut cartea, tradusă în limba română de fapt, cartea Creștinism Păgân,
de George Barna și Frank Viola. Creștinismul pentru care ei pledează este un creștinism care elimină apartenența, elimină implicarea într-o biserică locală. Tot ce contează este să fii într-o relație bună cu Dumnezeu și cu poporul lui, așa, în general. Ei spun, discuția nu e despre o biserică, ci despre biserica cu B mare. Și atunci, de ce să nu te botezi într-o tabără de tineri? De ce să nu te botezi într-un loc în care tu nu trăiești, te duci doar acolo să fii botezat și apoi te întorci la tine acasă și îți trăiești viața cu familia ta? De ce nu facem parte din biserici globale, biserici online? Fiecare în apartamentul lui, urmărim un predicator care ne salută la fiecare mesaj. De ce să nu mergi într-o biserică pentru predică, în altă biserică pentru muzică, în altă biserică pentru grupe mici? Doar asigură-te că tu citești Biblia zilnic, că faci fapte de milostenie. Până la urmă, nu scria și Pavel către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru? Așa că iată câteva întrebări și frământări legitime pentru o astfel de discuție. Deci, cu alte cuvinte, membralitatea este privită într-un sens spiritual și universal, dar înainte de a ajunge să discutăm ce înseamnă, de fapt, această membralitate, pentru că ai amintit de Frank Viola, care este unul dintre promotorii mișcării organice, și cu Neil Cole, care a scris Biserica 3.0, oameni care au accentuat foarte mult dimensiunea organică a bisericii și nu cea organizatorică, să nu mai discut de organizație și instituție, deși unele biserici au ajuns în aspectul acesta, unde aduc obiecția aceasta, dar atunci când folosești inclusiv termenul de membralitate, când îl folosești, deja tu arăți că ești organizațional, instituționalizat și ai eliminat din discuție acea dimensiune organică. Ce părere ai despre inclusiv folosirea termenului acesta de membralitate sau membru? Totdeauna când mi se pune o întrebare sau întâlnesc o obiecție, chiar dacă nu-s de acord în totalitate cu conținutul ei, încerc să înțeleg din ce poziție pun oamenii aceștia întrebarea. Și la obiecția aceasta cam înțeleg de unde vine ea. Trebuie spus de la început că există în cultura noastră o suspiciune, o rezervă față de ideea de instituție. Motivele sunt multe. Pe de o parte, omul vremurilor noastre nu mai este înrădăcinat într-o singură comunitate. Este într-o mișcare continuă. Dezrădăcinarea îi un stil de viață. Nu mai ne este frică de ea. Nu mai faci parte dintr-o comunitate socială bine delimitată și atunci ochii părinților, ochii autorității morale nu mai sunt asupra ta. Ești pur și simplu pierdut în marea societate, în orașul haotic. Da, deci ai urbanizarea, ai globalizarea. În contextul nostru românesc ai corupția și aceasta ne face destul de refractari față de orice iz de instituție. Ai instituții care au abuzat de autoritatea lor. Apoi individualismul. Și acesta ne caracterizează. Ai anii 60-70 caracterizați de îndemnul de a pune la îndoială orice autoritate. Și atunci dihotomia aceasta severă între aspectul instituțional și cel organic este aruncată și asupra bisericii. Și ajunge să fie de multe ori un pretext, dar de fapt să fie o dilemă falsă, să fie o dihotomie falsă. Când vorbim de aspectul organic al bisericii și aspectul instituțional al bisericii, trebuie să spunem că biserica este și. Da, aspectul instituțional al bisericii a fost corupt în timp, abuzat, s-a abuzat prin el, e adevărat lucrul acesta, dar asta nu înseamnă că orice poartă în sine formă de instituție este rău, este ceva greșit. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că există o preferință astăzi în a vorbi mai mult despre organic. Carnea este moale, este plăcută, dar fără oase, carnea nu prea ajută foarte mult. Așa că avem nevoie de ambele. Biserica nu are doar latura organică,
Biserica este atât o instituție cât și un organism. Și până la urmă sunt multe realități în viața de zi cu zi în care vedem acest cuplu, această alăturare. Un exemplu foarte bun este căsătoria. Sunt lucruri minunate care se întâmplă în căsătorie, în partea organică. Nu, cei doi trăiesc împreună, au un cămin, comunicare, intimitate și multe altele. Totuși există și o instituție a căsătoriei. E drept că și aici este o frână în societatea noastră, o îndepărtare, dar nicio unire între doi oameni, bărbat și femeie, trebuie să subliniem lucrul acesta, nu e recunoscută de stat, nu oferă drepturi de proprietate, drepturi asupra bunurilor comune, până ce în acea relație nu apare factorul instituțional. Și atunci căsătoria civilă, căsătoria religioasă, în care cei doi sunt declarați soț și soție de o autoritate superioară inimilor, a ceea ce simt ei, este foarte importantă. Cei doi sunt responsabilizați de un legământ. Legământul este scheletul. Tocmai structura pe care se construiește relația lor, instituțional vorbind, face diferența între relația bărbatului cu soția lui și relația bărbatului cu oricare altă femeie. Așa că e drept că ne plac mai mult activitățile, nu instituția, dar e ca și cum ți-ai dori nectarul fără pahar. Și la fel este și cu biserica. Dumnezeu a rânduit și partea organică, cât și partea instituțională. Și mai e un lucru aici pe care l-aș menționa. Un alt exemplu ca să înțelegem cele două aspecte. Președintele României este în mod normal președintele tuturor românilor. Dar nu orice român poate să-l reprezinte. Nu orice român poate să fie purtătorul lui de cuvânt. Pentru a fi în această poziție, trebuie să fii autorizat. Deși purtătorul de cuvânt vorbește despre partea organică a activității prezidențiale, el este autorizat într-un mod instituțional pentru a vorbi în numele președintelui. Și cred că aceleași aspecte se aplică și bisericii. Da, mulțumim. Fondul fără formă este nonsens. Principiul fără exprimarea lui este iarăși nonsens. Nu poți să ai principiu, ai nevoie tot timpul de o formă, ai nevoie de organizare ca să exprimi viața și viața se exprimă până la urmă într-un mod organizat. Și Biblia ne spune lucrul acesta, dacă mă gândesc numai la cartea Ezra și la Nemia, cartea Nemia, de exemplu, vorbește despre cetate și organizarea care se face pentru rezidirea zidurilor și despre popor. Deci cele două lucruri coexistă atunci când este vorba despre planul lui Dumnezeu. Deci există un limbaj pe care îl folosim. Poate că unii nu le convine foarte bine ideea de membru, dar oricum trebuie să exprimi într-o formă apartenența și trebuie să alegem un limbaj. Limbajul, da, poate fi limitat, poate să fie discutat, dezbătut pe marginea semnificației termenilor, dar în ultimă instanță noi avem nevoie de un limbaj. M-aș întoarce puțin la, sau aș face un pas mai departe spre baza biblică. Este membralitatea sau conceptul de membralitate o invenția noastră, care ne-am dezvoltat prin tot felul de instituții, inclusiv biserica s-a dezvoltat ca și instituție foarte mult. Sau există o bază biblică pe care se așează acest concept al membralității? Sigur că dacă vei căuta termenul membralitate în Sfânta Scriptură, nu-l vei găsi în forma aceasta. Deși, întorcându-mă la ceea ce ați spus înainte legat de termen, că până la urmă trebuie să ai un limbaj, termenul membru are o legătură cu Sfânta Scriptură. Dacă te uiți în Roman 12, modul în care Pavel ne descrie pe noi, cei care formăm trupul lui Hristos, zice că suntem membre. Mădulare. Membre. Acum, ai putea folosi și cuvântul partener. Suntem într-un parteneriat, dar mai ales în cultura noastră duce într-o altă direcție. Și atunci chiar cuvântul membru poartă în sine o încărcătură destul de organică, dacă tot vorbim de cei care preferă mai mult partea organică. Dar privind la Sfânta Scriptură și la toată ideea aceasta de membralitate,
aș răspunde în două feluri. Pe de o parte, ar trebui să privim Biblia ca întreg. Pericolul este întotdeauna să mergem imediat la câteva pasaje preferate care susțin poziția noastră, dar ne apropiem de ele cu niște presupuneri personale. Și de aceea cred că teologia biblică, mă refer aici ca și ramura teologiei, a privi Biblia în contextul ei întreg și a vedea cum se dezvoltă o anumită idee, teologia biblică este importantă și când vorbim de membralitate. Și atunci ajungem la anumite texte individuale mai bine informați. Privind la Biblie ca și întreg, n-ai cum să ratezi faptul că Biblia este construită pe o structură a legămintelor. Și dacă prinzi firul ăsta roșu al Bibliei, vei vedea că întotdeauna în jurul legămintelor există ideea aceasta de oameni din interior și oameni din exterior. Există un interior și un exterior față de un reper. Și acel reper fie este la un moment dat grădina Eden, ai înăuntru și în afară, arca lui Noe, tabăra poporului în tabără, în afara taberei. Sigur, eu nu spun că aici e vorba de membralitate, așa cum o vedem noi astăzi. Ce vreau să subliniez... Apartenență, conceptul de apartenență. Există conceptul apartenenței, exact, sau al excluderii, a fi în afară. Deci vedem peste tot în Biblie cum Dumnezeu cheamă oamenii săi, poporul său să fie bine delimitat. Cu acest context în minte, ajung la Evanghelia după Matei, de exemplu. Și văd că în învățătura Domnului Iisus, el începe să disocieze Israelul etnic. Le spune fariseilor la un moment dat, vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Și accentuează deja apariția unui nou grup. Ajunge în Matei 16, probabil inima Evangheliei după Matei. Și sigur că aici ajungi la un text foarte disputat, nu am pretenția că l-am prins din toate părțile. Dar în versetele 18 și 19, Domnul Iisus îi spune lui Petru astfel. Și tu ești Petru... Și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Personal aici cred că este izvorul membralității bisericești. Nu este totul aici, dar este o autoritate pe care Domnul Iisus o oferă mărturiei lui Petru și a apostolilor. Cum face lucrul acesta? Până aici vezi că în Evanghelia după Matei, Domnul Iisus dă la o parte încet, încet, dar destul de clar, autoritatea fariseilor, autoritatea poporului Israel etnic. Chiar în versetul 11 din capitolul 16 spune, păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Și apoi Domnul Iisus se întreabă pe ucenici, cine ziceți voi că sunt? Și Petru are această mărturisire faimoasă, îl mărturisește ca fiind Mesia, Hristosul, adică îl recunoaște ca rege, recunoaște ca domn, fiul lui David, îi împlinirea figurii mesianice. Și Domnul Iisus aprobă ce spune Petru și continuă, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Deci ajungem la o afirmare a autorității, a unei autorități care este înmânată în cazul de față lui Petru. Și care este acea autoritate? Păi puterea cheilor. Peste tot în Scriptură, cheile sunt o imagine a autorității. Fie că vorbim de Isaia 22, fie că vorbim de Apocalipsa, de mai multe ori apare imaginea cheilor acolo. Acum, sigur că există dificultăți în a contura exact autoritatea acestor chei. O fiu are o autoritate de a închide sau a deschide? Textul ne spune că nu, ci este o autoritate de a lega și a dezlega. Și iarăși sunt întrebări aici, a lega și a dezlega ce anume? Oameni, doctrine, demoni? Comentatorii se duc în toate direcțiile acestea, le includ pe toate acestea, dar în înțelegerea mea din context, Domnul Iisus oferă aici autoritatea de a lega și a dezlega oameni pe baza mărturisirii lor. Așa cum Domnul Iisus tocmai făcuse cu Petru. Îi spune, tu Petru, pentru că ai mărturisit corect, du-te mai departe și dezleagă pe oameni pe baza aceleiași mărturii. Deci Domnul Iisus într-un fel îl cheamă pe Petru, cheamă apostolii și apoi în capitolul 18 cheamă biserica să formeze o societate,
o nouă societate care de fapt este împlinirea umbrei pe care Israelul etnic o reprezenta. Și vedem cum Domnul Iisus începe să construiască o comunitate. Adună o eclesia, da, oamenii chemați din afară. Și aici le oferă autoritatea de a se asocia, de a se numi, de a se îmbrăca cu numele lui Hristos, așa cum vom vedea mai târziu și în Matei 28, unde li se cere să boteze în numele lui. Aici am stat puțin mai mult, pentru că, după părerea mea, este un text cheie, dar mai apoi, peste tot în Noul Testament, vezi cum se construiește ideea aceasta. Te duci în Matei 18. Ești la finalul instrucțiunilor pe care Domnul Iisus le dă în cazul în care un frate a păcătuit împotriva ta. Și instrucțiunea este, dacă nu vrea să asculte de grupul acela care s-a dus să-l mustre în privat, spune-l bisericii. Implicația este că există un grup separat de societate în general, de lume. Și cred că deja este o noțiune a apartenenței, a membralității implicate acolo. Ajungem în Faptele Apostolilor. După nașterea bisericii, foarte interesant, deși noi ne cam ferim de lucrul acesta, găsești cifre. Și la numărul ucenicilor vezi că s-au adăugat 3.000 de suflete la cei 120. Adică biserica își număra oamenii. Ținea cont cine sunt ei, știa cine sunt ei. Fapte 5 spune că unii aveau îndoială dacă să se lipească de numărul celor ce credeau în Domnul. Asta nu era o asociere obscură, ci era una clară, că de asta se temeau. Și vezi pe oamenii aceștia că făceau lucruri împreună, se întâlneau în templu, se despărțeau pe grupe mici. Dar la numărul lor vedem că se adăugau zilnic oameni. Și apoi ai iarăși un număr, 5.000 și așa mai departe. Ajunge în epistole. În 1 Corinteni capitolul 5 apare o situație de criză, un păcat în biserica locală. Și Pavel spune în versetul 2, cel ce a săvârșit fapta aceasta să fie dat afară din mijlocul vostru. Păi dacă poți da afară pe cineva din mijlocul tău, din părtășia ta, sugestia este că poți aduce pe cineva în mijlocul părtășiei tale. Din nou, implicația este că există un grup de oameni delimitați, ușor de identificat. La fel ai și în versetele 12 și 13. Zice Pavel, ce am eu să judec pe cei din afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru, cât despre cei din afară îi va judeca Dumnezeu, dați afară dar din mijlocul vostru pe răul acela. La fel și în 2 Corinteni, capitolul 6, avem o situație de disciplinare în biserica locală. Și acolo Pavel spune că este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Foarte interesant. Pavel scrie în secolul 1 unui grup în care există o majoritate și o minoritate. Da? E un grup bine definit, constituit din oameni ce fac parte din Biserica Universală a lui Hristos, dar manifestată în forma aceasta. Și mai departe vom vedea tot timpul paradigma aceasta înăuntru, afară. Necredincioși versus credincioși. Voi sunteți templul, ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă. Deci pentru mine este clar că Biblia vorbește despre un grup bine delimitat, care e reprezentat în diferite cetăți antice, în cazul acesta de o biserică locală. Și mai sunt și alte pasaje, dar nu-i timpul deci, acum. Cu alte cuvinte, Scriptura e foarte clară în ansamblul ei și în progresiv prin pasajele care țin atât de poporul evreu cât și de biserică, că Dumnezeu este deschis pentru oricine să dorește să facă parte din poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu are ușa deschisă, în schimb a intra în poporul lui Dumnezeu e posibil doar îndeplinind anumite condiții pe care Dumnezeu ni le pune și le descrie în Sfânta Scriptură. Dar înainte de a ne uita la aceste condiții, aș vrea să întreb că unii ar putea spune, bun, am înțeles, e important să fiu membru într-o biserică, dar eu sunt membru. Sunt membru prin faptul că vin la biserică, particip la slujba bisericii. Și e suficient, eu spiritual sunt conectat cu membrii bisericii. De ce mai am nevoie de o procedură prin care să-mi exprim dorința, decizia mea de a fi membru? Nu pot cumva să rămân
conectat, dar în același timp să nu fiu într-o deplină dare de socoteală față de o biserică, de ce mai am nevoie de o procedură? Da. Aici poate confuzia în mintea unora apare din modul în care Scriptura folosește cuvântul biserică. La nivel lexical elementar avem cuvântul eclesia, care e tradus ca adunare sau biserică. Totuși, Scriptura folosește același cuvânt la două tipuri de adunări. O adunare cerească și o adunare pământească. Acum, în teologie se diferențiază fără a fi separate, însă, biserica universală și biserica locală. Biserica universală, privind în Scriptură, e adunarea cerească, escatologică, a tuturor sfinților, cei din trecut, din prezent și din viitor, care fac parte din nou legământ și împărăția lui Hristos. De ce spun că este o adunare cerească? Chiar dacă și noi, din prezent, care suntem aici pe pământ, facem parte din ea. Pentru că Pavel spune în Efeseni 2:6 că după ce am fost mântuiți, El ne-a înviat împreună, Dumnezeu ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Deci prin unirea cu Hristos, noi avem un loc în prezența lui Dumnezeu. Toate beneficiile acestei poziții sunt ale noastre. Cred că autorul cărții Evrei, în capitolul 12, sublinează și mai clar lucrul acesta când spune că voi v-ați apropiat de eclesia, e acolo, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, de Iisus, mijlocitorul noului legământ. Și plus că anticipăm acea adunare, acea mulțime pe care nu o poți număra din Apocalipsa 7. Și atunci, apartenența spirituală la trupul lui Hristos, cel care susține, așa cum ați spus, lucrul acesta, pe de o parte are dreptate. El, prin credință și pocăință, prin naștere din nou, este unit cu Hristos, aparține la trupul lui Hristos universal. Și asta s-a întâmplat prin nașterea din nou, prin botezul cu Duhul Sfânt, care ne alipește de Hristos, dovedite prin credință și pocăință. Pentru a fi creștin cu adevărat, pentru a moșteni viața veșnică, trebuie doar să te încrezi în Hristos și să te întorci de la păcatul tău. Că până la urmă, mă gândesc la un exemplu, tâlharul de pe cruce. El n-a fost membru unei biserici locale. Și totuși Domnul i-a spus, i-a dat o siguranță, astăzi vei fi cu mine în rai. Totuși, discuția dacă s-ar opri aici, s-ar opri la jumătate. Pentru că în mod obișnuit, apartenența spirituală la trupul lui Hristos, și aici e cheia, este confirmată de apartenența la o biserică locală. Apartenența spirituală la trupul lui Hristos trebuie să se vadă cumva pe pământ. Așa cum și că tot a fost ziua reformei, îndreptățirea imputată în Hristos prin credință se vede în faptele îndreptățirii. Deci a fi parte din biserica aceea universală e realitatea pozițională. Dar creștinul trebuie să trăiască ceea ce deja este. Să trăiască acea realitate într-un anume context. Apartenența mea la trupul lui Hristos, la biserica universală, nu poate să rămână o idee abstractă. Dacă ea e reală, se va vedea pe pământ, într-un timp real, într-un spațiu real, între oameni reali. Eu cred că Biserica Universală creează biserici locale. Și Biserica Locală dovedește, manifestă, proiectează Biserica Universală. Că cineva ar putea să ne întrebe, dar unde este Biserica Universală din locurile cerești aici pe pământ? Și răspunsul meu este în bisericile locale. Acolo se vede ea. Până la urmă, de unde loc. Știu? În fiecare loc, corect. Întorcându-mă la exemplu la celui frate sau soră care argumentează în felul acesta, până la urmă, de unde știi că ești creștin? De unde știu eu că tu ești creștin fără să te alături unei biserici locale? Dacă o persoană spune că aparține bisericii, dar nu are nimic de a face cu o biserică locală, aș putea să mă îndoiesc de mărturia lui, pentru că tocmai viața creștină, viața de credință e croită să fie trăită în mijlocul unei comunități a credinței. Nicăieri în Noul Testament nu o să găsești pe acei sfinți
credincioși și sănătoși rupți de biserica locală, în afara ei. Nu, acolo ne supunem liderilor, acolo ne supunem unii altora. Acela e cadrul în care împlinim poruncile, regulamentul de ordine interioară a trupului spiritual al lui Hristos. Așa că nu pot să fiu doar membrul Bisericii Universale a lui Dumnezeu de pretutindeni. Cum poți să fii membru unei familii dacă tu nu apari niciodată la masă cu familia, la cină? Nu? Cum poți fi îndepărtat din mijlocul bisericii ca instrument de disciplinare și recuperare dacă n-ai făcut mai întâi parte dintr-o exprimare locală a trupului lui Hristos? Îi drept că membralitatea într-o biserică locală nu mântuie, dar este oglindirea mântuirii. Și din nou și din nou în Noul Testament vedem imaginea creștinului ca fiind imaginea unei vieți în mijlocul bisericii locale. Biserica universală își arată prezența în adunări locale. Și aș mai sublinea un lucru aici. Cred că Biserica Universală se manifestă nu doar printr-o biserică locală, ci și prin parteneriatele care au loc între bisericile locale care îl predică pe Hristos și au în centru Evanghelia. Pentru că asta vedem în Noul Testament. Vedem cum biserici, fie din aceeași zonă geografică, fie din diferite zone geografice, împărțeau ajutoare, împărțeau misionari, scrisori și așa mai departe. Deci, la nivel teoretic, poate exista o disociere într-o abstractizare a teologiei, dar în mod practic este o legătură organică. De fapt, sunt două fețe ale aceleiași monede și nu poți să scapi de una fără să o ai și pe cealaltă. Și cine disociază la nivel practic cele două aspecte, de fapt are în spate o gândire deficitară și n-a înțeles bine conceptul de biserică și modul în care noi aparținem lui Dumnezeu. Și automat, atunci când cineva pune problema, știi, eu sunt, aparțin spiritual, dar nu vreau să aparțin social, să zic așa, comunitar, bisericii, în mod faptic, arată că există o problemă atât în gândirea, înțelegerea Sfintelor Scripturi, cât și probabil o reținere la nivelul practic. Am vorbit deja despre condiții, condițiile apartenenței, dar poate că să le reluăm puțin. Ce să fac să aparțin bisericii locale, unei biserici locale, în tot ceea ce înseamnă ce să fac acesta, dar plecând cu siguranță de la experiența spirituală. Da, acum având deja așezat aceste două categorii care sunt importante, Biserica Universală și Biserica Locală, bineînțeles că atunci când vorbim despre apartenență la biserică, prima dată noi apărăm în viață și ne lipim de Biserica Universală. Cum se întâmplă lucrul acesta? Răspunsul pe scurt ar fi nașterea din nou, care aduce la pachet îndreptățirea prin credință, înfierea noastră, sfințirea noastră și așa mai departe, toate acestea dovedite prin credința și pocăința omului și manifestate public prin botez. Iarăși, noi nu devenim creștini la botez, dar botezul este primul pas pe care îl face proaspătul creștin. Botezul nu poate să fie făcut de unul singur, așa cum am văzut pe internet în ultima vreme pe unii care promovează lucrul acesta, îl fac ei singuri, de unii singuri. Nu, botezul este o rânduire lăsată de Domnul Iisus cu natură colectivă și toate acestea trebuie confirmate de o autoritate mai mare. Și pentru că Domnul Iisus, am văzut, dă puterea cheilor în mâna bisericii locale, recunoașterea finală o are biserica. Așa că cine este admis, cine aparține de biserică, în primul rând, trebuie să subliniem, deși pare că ar fi banal să tot spui așa, e de la sine înțeles, dar pentru unii se pare că nu este, cine e admis în biserica locală? Creștinul. Asta înseamnă că standardul pentru membralitatea în biserică n-ar trebui să fie nici mai mult, nici mai puțin decât standardul pentru a deveni creștin. Da, tu aparții spiritual de biserică în momentul exercitării credinței, la partea organică, dar această mărturie a credinței tale trebuie să fie confirmată de biserică. Și motivul pentru care cerem oamenilor să afirme o mărturisire de credință și pocăință, și aici depinde de la biserică la biserică, sunt tot felul de proceduri
bune care sunt folosite în funcție de context, dar motivul pentru care cerem aceste mărturisiri nu-i pentru a-i transforma pe oameni în teologi profesioniști, ci pentru a-i confirma drept creștini. Și toate acestea sunt încununate mai apoi de botez. Încă o dată, noi nu credem că botezul îl mântuiește pe om, dar Domnul Iisus dorește ca persoanele pe care El le mântuiește să se asocieze public cu El și cu poporul Său. Dacă vrei să te alături poporului lui Hristos și dacă aștepți ca ei să se identifice cu tine, trebuie să te identifici tu mai întâi cu Hristos. Lucru care se vede public prin botez. Și îmi aduc aminte aici de Fapte, capitolul 2. După ce Petru are predica de la Rusalii, oamenii întreabă ce trebuie să facem ca să fim mântuiți. Și el spune foarte simplu, pocăiți-vă și fiecare să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Dar e foarte interesantă descrierea după acest dialog. Ei fac lucrul acesta și de două ori ni se spune în text că la numărul ucenicilor s-au adăugat. Sau Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți, adăuga la biserică. Deci iarăși două părți care vin împreună. Este partea ta personală de credință, pocăință, ca și dovadă a nașterii din nou, dar în același timp este și partea aceasta instituțională, biblică, a botezului, care dovedește că deja s-a întâmplat o realitate și biserica vine în jurul tău și confirmă mărturisirea ta de credință, oferindu-ți ție siguranța mântuirii sau un plus la siguranța mântuirii. Da, experiența noastră de creștin, de identificare cu Hristos, ne va identifica și cu biserica Lui, iar nu ne vom potigni de niciun pas pe care o biserică locală, cu autoritatea pe care a primit-o de la Domnul, ne-o va cere, chiar dacă trebuie să scriem o hârtie, o cerere de membralitate. Oh, nu pot eu să scriu cerere de membralitate. Cum să scriu? Atunci când îl iubești pe Hristos și iubești biserica Lui, toate aceste lucruri sunt foarte semnificative, pentru că ceea ce este mai important este să fiu acolo și legătura aceasta spirituală cu frații mei și surorile mele într-o credință mă fac să trec prin toate aspectele care țin de organizarea acestui demers. Dar aș vrea să nu pierdem din vedere, știu că a fost foarte important tot ceea ce am spus până în prezent, să nu pierdem din vedere și faptul de ce ar trebui să fiu totuși în biserică, ce beneficii am, de ce să fiu acolo într-o comunitate reală, locală, cu credincioși care nu sunt doar iluzii, nu sunt doar nevăzuți, ci sunt văzuți, cu care mă întâlnesc de fiecare dată. De ce este bine să fiu acolo? Da. Acum, membralitatea este necesară, chiar crucială, aș spune eu, datorită modului în care Hristos a rânduit ca noi să-L urmăm. Cum spuneam, siguranța mea personală că-L urmez pe Hristos vine din confirmarea celorlalți care îl urmează la fel pe Hristos. Și asta mai ales într-o vreme care pune accentul pe ceea ce simți. Lumea, societatea, vocea, mai ales în rândul generației tinere, comunică următorul mesaj. Realitatea e ceea ce simți tu. Cum o simți tu? Este subiectivă. Ignoră-i pe alții. Nu-i lăsa pe ceilalți să spună cine ești tu. Dar vezi, această ignorare în acest aspect, de fapt trece cu vederea ce spune 1 Ioan, dacă nu-l iubești pe fratele tău pe care îl vezi, adică dacă n-ai o relație cu el, cum poți să-mi vorbești tu mie despre relația și dragostea față de Dumnezeu pe care nu-l vezi? Ceva e problematic acolo. Deci membralitatea e esențială, mai ales într-un veac subiectiv ca al nostru. Acum, în mod normal, unde este posibil, credinciosul trebuie să aparțină bisericii locale. Putem discuta despre situații, contexte în care, nu știu, din cauza ostilității, din cauza lipsei prezenței creștinilor într-un context de pionerat, s-ar putea să nu fie biserici locale și creștinii pot să trăiască, pot să își ducă viața de credință pentru o vreme în astfel de contexte. Însă, într-un context normal, obișnuit,
creștinul trebuie să fie un membru al bisericii locale. De ce? Pentru că odată aceasta a fost ideea Domnului Iisus. A fost pusă în practică de biserica primului secol, condusă de apostoli și apoi de prezbiteri. Tocmai ca să avem grijă unul de altul. E de fapt contextul în care trăiești, contextul în care pui în practică porunca pe care Domnul Iisus ne-a dat-o. Iubiți-vă unii pe alții așa cum eu v-am iubit. Noul Testament e plin de porunci și sfaturi și îndemnuri care conțin sintagma aceasta, unii pe alții. Bine, asta trebuie să se întâmple într-un context. Pentru a face asta trebuie să existe claritate cu privire la cine sunt cei din poporul Domnului, să ne definim. Trebuie să existe proximitate, trebuie să existe o constanță în întâlniri, să fie o regularitate, o identificare și o dare de socoteală. Ei bine, pentru așa ceva există biserica locală. E o comunitate proiectată de Dumnezeu, conturată, bine delimitată de Dumnezeu, născută de Dumnezeu, îngrijită de Dumnezeu, păstorită de Dumnezeu și formată din oamenii care cred și se pocăiesc. Un creștin care nu dorește să se alăture unei biserici locale, să se identifice cu ea, să-și asume responsabilitățile și drepturile care vin la pachet, e un creștin care e în afara descrierii și învățăturii Noului Testament. Dacă Hristos s-a uitat la Pavel pe drumul Damascului și i-a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Dar Saul, de fapt, pe cine prigonea? Biserica lui Hristos. Da, biserica lui Hristos. Și totuși Hristos se identifică acolo cu biserica. Am putea întoarce lucrul acesta înspre un creștin care evită biserica manifestată în forma ei locală și Hristos ar putea să-i spună: omule, omule, de ce mă eviți? Deci un creștin care evită alăturarea, apartenența la o biserică locală, așa cum spuneați, cel puțin mă face să pun la îndoială înțelegerea lui cu privire la natura credinței, la natura mântuirii. Tocmai de aceea are nevoie de o biserică locală în care să fie învățat, să fie ucenicizat, să fie instruit. Și atunci cred că, nu știu, cred că am trecut deja de jumătatea discuției, dar mai avem deja avem 75% din timpul nostru s-a dus. Da, da. Am putea în sfârșit să definim ce este biserica, că am vorbit mult din toate părțile și am putea spune că atunci biserica locală e un grup de creștini care se adună regulat în numele lui Hristos pentru a se confirma oficial și a se supraveghea unul pe celălalt ca membrii în Hristos și în împărăția sa prin predicarea Evangheliei și respectarea rânduirilor lăsate de Hristos. Și atunci membralitatea biblică în contextul acesta este declararea cetățeniei în împărăția lui Hristos. E un pașaport, e declarația din partea celor mai mulți că ești un reprezentant oficial, autorizat, bona fide al lui Hristos. Deci membralitatea este importantă și fiind membru în biserica lui Hristos, încă un motiv mai spun de ce e important. Pentru că îl glorifică pe Dumnezeu. Biserica este ideea lui Dumnezeu, e proiectul lui Dumnezeu. Hristos a spus: eu îmi voi zidi biserica. Și dacă Hristos este atât de dedicat bisericii, oare noi care spunem că suntem dedicați lui Hristos n-ar trebui să arătăm aceeași dedicare față de biserică? Aș vrea să mai facem un pas și cumva ne și apropiem de încheiere. Timpul a trecut atât de repede încât discuția e atât de frumoasă încât nici n-am sezizat cum a zburat timpul. Dar este de socoteală, creștere spirituală, sunt câteva din aspectele care au fost amintite ca și beneficii, avem și responsabilități. Cum ar trebui sau ce ar trebui să facă cineva ca să întărească legătura cu biserica locală? Am fi putut să vorbim și despre pierderea locului în biserica locală. Asta are de-a face cu disciplină, care este parte în procesul nostru de relaționare și corectare în biserica locală, dar poate cu altă discuție o să discutăm strict despre problema disciplinei. Dar ce ar trebui să facă cineva ca să-și îmbunătățească, să fie și mai activ, și mai aproape de biserica locală?
Cred că cel mai elementar lucru pe care poate să-l facă e să fie prezent. Le spun de multe ori și celor din biserica noastră și în alte locuri în care mă duc. Cel mai important moment al vieții de biserică nu-s grupele de casă, deși sunt importante, nu e evangelizarea pe stradă, deși importantă, nu-s proiectele sociale, ci cel mai important moment al vieții de biserică este ceea ce se întâmplă atunci când biserica vine la oaltă. Întâlnirile publice la oaltă în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci, cea mai importantă slujire a unui membru, ca fiind membru, nu este doar o poziție, ci este și o slujbă, este o slujire a ta. Cea mai importantă slujire a ta e slujirea prezenței. Pentru că noi nu cântăm doar lui Dumnezeu, ne cântăm și unul altuia. Ne rugăm unul pentru altul, citim Scriptura împreună, suntem împreună martori ai botezului, participăm împreună la cina Domnului. Binele spiritual pe care îl primim în adunarea publică nu vine doar de la predicator, vine de la fiecare. Și adunarea la oaltă nu e doar pentru zidire, ci și pentru mărturie. Eu cred din toată inima că atunci când biserica se adună la oaltă, acolo e ceva ce nu se poate explica ușor. Vezi oameni din etnii diferite, culturi diferite, contexte diferite, interese diferite, genuri diferite, toți uniți în Hristos. Și Apostolul Pavel spune că înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu este cunoscută acum prin biserică. Și asta nu e vorba despre mine, despre eu, Iosua, ci despre noi când venim la oaltă ca și biserică locală. Și atunci, cred că ăsta e cel mai important lucru pe care îl poate face cineva ca să strângă relațiile cu biserica locală, să fie prezent. Indiferent cum arată dinamica acelei biserici locale, indiferent cum se manifestă viața ei, fii prezent de fiecare dată atunci când biserica se strânge la oaltă și participă, oferă, dăruiește, în timp ce și tu primești, ești zidit și crești în mijlocul lor. Mai ar fi vreun element, dacă am putea să-l amintim scurt, știu că sub presiunea timpului ai redus doar la un singur lucru, să fii prezent, mai ar fi ceva de făcut pentru a îmbunătăți relația cu ceilalți? Da, cred că este și elementul dării de socoteală și aici lucrurile se întâmplă iarăși într-o formă care crește sau scade de la nivelul mare la nivelul mic. Prima dată trebuie să existe o dare de socoteală față de liderii bisericii, ceea ce înțeleg în Scriptură a fi prezbiterii unei biserici, păstorii, ei sunt cei care conduc și sunt responsabili, dau socoteală de turma peste care au fost puși din punct de vedere spiritual. Și ăsta e tocmai un alt argument al faptului că trebuie să faci parte, să fii membru într-o biserică locală, pentru că Biblia spune de mai multe ori să-ți respecti liderii, să iei seama la modul în care te raportezi la ei, ca păstorirea lor să nu fie una așa cu multă amărăciune. Și atunci cred că prin darea noastră de socoteală, prin transparența noastră, prin vulnerabilizarea noastră, care vine la pachet, bineînțeles, cu multă pocăință, cu multă smerenie, asta ne ajută pe noi, pe de o parte, să creștem spiritual, la nivel personal, la nivel individual. Dar darea de socoteală îl încurajează și pe fratele meu, care poate că se luptă cu anumite lucruri în familia lui și crede că doar el are problema asta. Se luptă cu anumite lucruri în sufletul lui, anumite vicii, anumite tipare de gândire și crede că doar el are problema asta. Și în momentul în care eu mă deschid și cer ajutorul în rugăciune, cer sfaturi, spun, uite, asta este lupta mea, aici am căzut, aici e o problemă și vreau să te rogi pentru mine. Fratele meu, sora mea, în momentul acela spune, nu sunt singur. Deci și tu te lupți cu lucrul acesta, hai să ne luptăm împreună. Uite, am căzut în lucrul ăsta, dar am găsit soluția. Iată ce am făcut eu. Pune și tu în practică lucrul ăsta, dar roagă-te pentru mine pentru un alt aspect în lupta mea de credință. Și atunci, bineînțeles că relațiile acestea se întăresc și mai mult și biserica crește într-un mod organic, cu siguranță. Mulțumesc mult pentru că ai fost parte cu noi la această emisiune și foarte binecuvântați de a aduce
aceste învățături și care le-ai adus pentru cei care ne-au urmărit în seara aceasta și mulțumesc pentru inima ta legată de Hristos și de biserică și sperăm să putem să continuăm discuția noastră și cu alte aspecte care țin de biserica locală. Dar pentru cei care ne-ați urmărit în seara aceasta și nu aparțineți unei biserici locale, provocarea este să căutați o biserică locală. Iar dacă n-ați avut parte de o astfel de experiență în care să vă simțiți atras de Hristos și de biserica Lui, acest lucru este posibil prin credință, pocăință, prin mărturisirea publică în botez, arătăm dorința noastră de a fi un urmaș al lui Iisus Hristos împreună cu ceilalți urmași al lui Hristos. Iar pentru cei care suntem în biserica locală, facă Dumnezeu din fiecare dintre noi niște oameni care prețuim biserica locală și ne trăim viața în comunitate, așa cum am aflat și aflăm mereu și mereu din Sfintele Scripturi. Vă doresc tuturor o relație frumoasă cu cei din biserica în care din care faceți parte, o relație ziditoare cu impact pentru dumneavoastră și pentru cei de acolo și facă Dumnezeu ca toți împreună, ca și poporul al lui Dumnezeu, să-L așteptăm pe El, care se va întoarce să-și ia biserica Lui, să o mute de pe pământ, de la nivelul local și să rămână mereu în prezența lui Dumnezeu. O seară bună tuturor, la revedere!